5.862 de elevi au fost prezenți în sălile din cele 20 de centre de examinare, cea de-a treia probă scrisă din cadrul bacalaureatului, înregistrând un număr însemnat de absenți, respectiv 232. Doi candidați au susținut evaluarea în condiții speciale prin dictare. La nivelul județului nu a fost înregistrat niciun caz de tentativă de fraudă. Pentru proba a treia a examenului de bacalaureat, elevii care au fost înscriși în timpul celor 4 ani de liceu la profilul real au avut posibilitatea să aleagă dintre disciplinele fizică, informatică, chimie, anatomie sau biologie vegetală și animală. Elevii de la profilul uman au susținut proba la una dintre următoarele discipline: geografie, filozofie, logică și argumentare, economie, psihologie sau sociologie. Cei mai mulți s-au înscris pentru a fi examinați la disciplina biologie, 2313. Alți 2010 absolvenți suceveni au susținut ultima probă a examenului de bacalaureat la geografie, 2011 au ales disciplinele socio-umane, 274 informatica, 246 chimia și 240 fizica. Publicarea rezultatelor se va face pe data de 7 iulie, când se vor depune și contestațiile, acestea urmând să fie soluționate în zilele de 8 și 9 iulie. Data afișării rezultatelor finale la BAC este 10 iulie. Candidații care nu vor promova examenul vor avea posibilitatea să mai susțină bacalaureatul în sesiunea a doua, care se va desfășura între 17 august și 3 septembrie 2015.